Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Vă mărturisesc sincer că mi-a lipsit toată această perioadă în care nu ne-am văzut în fiecare joi, așa cum eram cu toții obișnuiți. Și vă mulțumesc că, iată, sunteți din nou alături de noi și trecem împreună toată această perioadă grea, această perioadă dificilă, care ne-a afectat mai mult sau mai puțin pe toți, dar auzim cu toții cel mai des la știri spunându-se că domeniul Horeca a fost cel mai afectat și aș vrea să analizăm împreună toată această situație, să vedem cum au fost afectați cei din domeniul Horeca, cum au fost afectate cramele. Alături de mine l-am invitat pe Daniel Vrănescu. Bună seara, Daniel! Bună seara, mulțumesc foarte mult! Bine ai venit! Cu mare drag, eu și Daniel am ținut așa toată perioada aceasta aproape de fiecare dintre dumneavoastră. Am avut live-uri pe care le-am prezentat. Am încercat să fim alături de cramele care evident că au fost lovite de toată această situație. Am să vă arăt și dumneavoastră cam ce am făcut noi în această perioadă ca să putem discuta după asta despre tot toate live-urile pe care le-am avut. Bună seara, bună seara, bună seara, bună seara, bună seara și Hristos a înviat. Bună seara, bună seara tuturor, bună seara și o seară specială în seara asta. Cum? Alături de Analiza, suntem aici. Bună, bună! A doua seară. Oh, welcome, a aterizat după un delay de circa 5 minute. Cum ai aterizat cu delay? Ne-a avut declarație. Gata! Siamo pronti! Stasera si parla italiano. Mi-am pus malieta lui Vicenza, unde am stat câțiva ani și de unde îmi salut prietenii dragi, dacă mă mai urmăresc. Da, bună seara, bună seara, da. Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. Deci nu e, nu e, sigur nu e. Nu, nu, e pârșul. Da. Da, mulțumesc, mulțumesc. Haideți că intru în emisie, să trăiți, domn general. Mulțumesc, mulțumesc. Băi, frate, am scăpat iarăși, iarăși am scăpat. Am zis că e pârșul sau că e COVID-ul. Nu e niciuna, nici alta. Un gândat mic mi-a intrat în dulap și mi-a micșorat toate hainele. Bună, Ana, bună. Și bine ai venit. Bine, v-am pastila anti-COVID, pastila pe care o facem pentru ne-a deblocat puțin cu știrile proaste care ne vin non-stop de la televizor. Trecem criza cu Brăjescu și Analiza. Este o pastilă anti-COVID, o pastilă de optimism. Încercăm să fim cât mai pozitivi și în seara asta ne-am gândit că toată lumea în săptămâna asta își procură carne, probabil. Avem un vin regal. Este o emisiune, o pastilă pe care Ana poate să spună mai mult, de fapt, ce facem noi aici. Noi aici, pe lângă faptul că ne bucurăm de vinurile pe care ne le-au trimis cramele și cu care ne susțin să ne desfășurăm frumos activitatea, o facem într-un scop caritabil și scopul acesta este încercarea și cu siguranță vom și reuși de a aduna câțiva bănuți pentru a sprijini cadrele medicale cu echipament de protecție. Banii aia pe care am vrea să-i strângem, alături de ceilalți bani pe care i-ai strâns deja cu bunătatea celor care au donat. Pentru că veni vorba despre donații. Astăzi am făcut comanda, mâine mă duc, pentru că mi intră factura mâine și mâine mă duc să le și ridic. Am luat două sticle de dezinfectant de mâini, de un litru fiecare, și am mai luat un dezinfectant foarte bun pentru suprafețe expuse la atingere, adică practic poate fi folosit pentru instrumentar, pentru toate mesele și tot ce înseamnă atingerea personalului medical către obiecte respective. O să-mi permit că te-mi povestești tu azi cum, ce ai mai făcut astăzi, ca să mai dai și tu idei
tuturor. Tuturor recomand să bea vin. Toată lumea are o problemă, nu mai are fantezii în a găti, în a ce mai faci acasă, cum îți petreci timpul, stai pe Netflix, citești cărți, joci rebus, ce faci? Uite, de dimineață îmi caut cumva de treabă și reușesc să îmi pun un pic în ordine toată casa, apoi încerc să fiu la curent cu tot ce înseamnă presa, pentru că imediat după ora 10 apar știrile cele mai proaspete și citesc ziarele, studiez presa online și mai mult decât atât cea de peste hotare, pentru că vreau să știu cum ne încadrăm și cum stăm vis-a-vis de toată povestea asta. Și încerc să-mi fac ordine în gânduri, să-mi fac ordine în tot ceea ce vreau să fac după ce se termină această perioadă, pentru că știu sigur că pentru fiecare dintre noi va fi o perioadă foarte plină. Și încerc să stabilesc așa câteva priorități referitoare la proiectul nostru. Uite că ai reușit să desfaci sticla și arată minunat, arată senzațional. Cum am mai făcut acum circa 2 săptămâni, o degustare online. Ne-am adaptat alături de colegii mei și odată la săptămână sau la 2 săptămâni în cazul de față, după pastila anticovid, unde am tot vorbit despre crame, dar cum vin pe seară, în seara asta ridicăm stacheta la 6 vinuri. Am să-ți spun că îmi place foarte mult și se vede asta în note, am fost probabil cea mai generoasă din tot tabelul. E un spumant foarte bun și un spumant, spunea Ionuț ceva mai devreme, că se potrivește cu deserturile sau cu orice altceva. Uite, eu l-aș vedea și l-aș lua cu mine în vama veche. Mai noi discutam aici că de asta eram cu sticla în mână, din ce este făcut, pentru că pe sticla noastră, care e 2017, poate voi aveți alt an, scrie Cabernet Sauvignon și tetească și aș zice că se simte un pic acel Cabernet, pentru că e un pic mai dur, mai corpulent. Vorbim de preparate culinare și aici mă întorc din nou. Eu am, nu știu, probabil o problemă cu chestia asta. Rozeu de tipul ăsta îl văd în contextul preparatelor asiatice, cu legume crocante care nu sunt gătite de tot, care își păstrează dulceața, ușor picante. Bună seara, vă salut, v-am scos. Vă dau vești bune, urmează un grafic aici în fața voastră, o să-l punem pe tot ecranul și vorbim în felul următor. Bula asta din stânga, unde am eu mouse-ul, bănuiesc că o știți cu toții, curba lui Gauss, despre care o să mai tot vorbim. Iar în dreapta avem ceea ce le place tuturor televiziunilor de la noi să vorbească. Și anume, câte cazuri sunt noi. Vai, am depășit 9.000, am depășit 10.000, am depășit numărul total de cazuri de la început până astăzi, nu o să scadă niciodată. E ca și cum o să spui că cineva care a fost bolnav n-a fost bolnav. Nu. Indicatorul corect este câte cazuri ai active. Adică, cât s-au vindecat. Da? Chestia asta nu o spune nimeni. Decât dacă o cauți un pic bine. Să vezi câți mai sunt bolnavi. E, avem în stânga jos cum stă Italia, care, atenție, cu 2 săptămâni înaintea noastră și vedeți un picuț că a început să fie cam ca în prima poză. Da, cu numărul da. De cazuri active. Numărul de cazuri totale nu poate fi în curbă. Niciodată. Numărul de cazuri totale va crește întotdeauna. Chiar dacă în 5 ani se va mai îmbolnăvi un om de COVID-19, va mai fi unul în plus. Deci, ne uităm doar la cazuri active. Și ne uităm în dreapta jos cum stăm în România. Și suntem la începutul acestei pante a italienilor. Poate chiar ne apropiem de ei, nu suntem chiar la 2 săptămâni. Ceea ce eu zic că e foarte bine. Vestea bună de astăzi de la al nostru președinte a mers foarte bine, pentru că în sfârșit știm și noi la ce să ne așteptăm, că până acum se spunea, nu știm, domne, când o fi. Măcar avem o dată, 15 mai. Au fost mai mulți
și vor intra și mai mulți, mai ales că aici jos, pe lângă contul în care vă invităm să faceți câte o donație, ne găsiți și pe YouTube. Doar căutați Vrăjescu și Analiza live pe YouTube. Vă puteți vedea și de pe telefon. Intrați pe Vrăjescu și Analiza pe YouTube. Fiecare emisiune este înregistrată. Rămâne acolo. De mâine o să vedeți alte sticle pe care le scoatem. Astfel că mulțumim regia. Mulțumim, Dragoș, mulțumim, Ana. Vă pup, ne vedem mâine seară și vineți la degustare. Seara bună. Mulțumim. Cam așa s-au desfășurat ultimele aproape două luni din viața noastră, a mea și a domnului Daniel Vrănescu, somelierul alături de care am prezentat așa numita pastila anticovid. Am încercat să promovăm cramele, practic acesta a fost inițial scopul nostru și să, pe lângă faptul că promovăm cramele și promovăm vinurile bune, vinurile de calitate, să avem părerea unor cunoscători despre vinurile respective, dar toate acestea în folosul comunității, pentru că, așa cum ați putut vedea și în prezentarea pe care ați urmărit-o ceva mai devreme, scopul a fost unul caritabil. S-au strâns câțiva bănuți, bănuți din care am reușit să cumpărăm câteva sticle de dezinfectante pe care la sfârșitul campaniei le vom dona celor care au nevoie și care în toată această perioadă s-au aflat în prima linie. Poate nu e mult, poate e puțin, ar spune unii. Ei bine, noi am încercat să adunăm atât cât putem. Am încercat să fim activi și pe toată această perioadă. Este foarte important pentru că fiecare dintre noi poate fi copleșit la un moment dat de toată această criză, de toată această perioadă și vedem cu toții că fiecare trece așa cum poate prin perioada asta urâtă. Da, e, poate părea simplu, Daniel, să faci live-uri în fiecare seară. Ție cum ți s-a părut? Păi, hai ca să spun, a fost un drum destul de greu. Am plecat cu o idee simplă, să nu ne pierdem antrenamentul, să încercăm să promovăm cramele, să fim optimiști și să facem asta prin intermediul poveștii vinului. Poveștea ascunsă în spatele etichetei, traversând România și chiar Italia mai nou, prin intermediul vinului și poveștile care le au ei. Fiecare cramă într-un alt areal, în altă zonă și am pornit ușor, ușor cu un Instagram, Instagramul meu personal, care era, mi-am dat seama după o săptămână că de ce nu aveam vizualizări. Simplu, pentru că era un Instagram personal, un cont personal și nu era public. Până ne-am dat noi seama, a intervenit un coleg și prieten de-a nostru din lumea vinului, din lumea IT-ului, pardon, astfel că tu, Blessing Hard și ceea cât te faci tu, nu mai spun televiziune, etc., IT-ul și un somelier ne-am pus toți trei la treabă de circa, avem 40 și ceva de zile. Cred că da. Și am contactat și ne-au contactat crame, am povestit, am făcut analiză senzorială despre fiecare vin, despre cum ar trebui dus, cum ar trebui făcut, cu invitați din afară, enologi, proprietari de crame, eu colegi. Vreau doar să te întreb cum au reacționat cramele atunci când le-ai spus cam ce avem noi de gând să facem, care a fost reacția lor? Băi, pe lângă faptul că și așa ne afectează criza, ne mai cereți și voi, cam care a fost reacția? Clar, cramele nu ne-ar fi dat vinurile astea dacă eu nu activam eu în lumea vinului. Și având în vedere că alături de tine, tu care ești o doamnă Iașului, ai o oarecare imagine, lumea te știe, am spus că, domnule, hai să facem așa. Pe lângă că povestim despre vin, hai să adunăm și niște bănuți pentru criza în care, fără să vrem și fără să fim pregătiți, cred că nimeni n-a fost pregătit, dar pentru asta aplaudăm guvernul, că văd că ne ține totuși într-un număr limitat de probleme, să strângem niște bănuți. N-am reușit, nu-i mare lucru, acum mi-am dat seama că munca asta e ingrată. E grea. Să poți să faci ceva umanitar, e absolut, să apeși pe butonul ăla al bunătății, pe butonul al sensii să sensibilizezi oamenii, nu e simplu. Noi am încercat prin intermediul vinului, cred că acum mă bâlbui ușor, pentru că, să spun sincer, ție ți-a fost dor de analiza, dar mie nu mi-a fost dor de analiza, pentru că te văd în fiecare seară, continui să te văd în fiecare seară și sper ca
Și după 15, când ne-am propus ca target, deci 60 de zile de live, să continuăm cumva măcar o dată pe săptămână și poate ceva rămâne. Cu siguranță am umplut Facebook-ul și YouTube-ul cu ceea ce am făcut noi. Am să le spun, fac o paranteză așa pentru că vorbeai tu de YouTube, am să le spun și telespectatorilor că dacă vor să fie alături de noi seara, să mai afle, eu știu, o informație, una alta despre tot ce înseamnă vin sau pur și simplu vor să ne vadă. Pentru că avem și niște momente așa amuzante în care ne mai tachinăm unul pe altul. Ei bine, dați un subscribe la canalul de YouTube Vinpresi, așa cum vedeți și titlul emisiunii, acolo unde muncim și ne străduim să facem lucruri frumoase și fapte bune. Asta este cel mai important. Vreau să te întreb, cum s-au adaptat cramele noi situații? Au reușit să facă față? Au schimbat cumva fața vânzărilor? Care a fost situația? Ana, mulți Horeca, hai să spunem ce înseamnă Horeca. Horeca înseamnă hoteluri, restaurante, cantine. Hotelurile nu le-a închis nimeni, dar s-au închis singure pentru că blocând circulația între orașe, e clar că n-au mai avut clienți și n-am mai rost să mai plătească. Și nici evenimentele nu mai erau. Nici evenimente, absolut. Bine, dar era în post asta inițial când am pornit. Acum au început evenimentele, din păcate anul ăsta evenimente greu. De la alea mici până la alea mari. Am înțeles că o să fie o problemă anul ăsta. Probabil undeva prin toamnă o să mai căsătorească lumea sau evenimente mari deloc anul ăsta, gen festivaluri și nu știu ce. Hoteluri, restaurante, cantine, spuneam de crame, că acum am vorbit despre crame în intermediul vinului, mie mi-a plăcut, ție ți-a plăcut un vin bun să-l gustăm în fiecare seară. Unii mai au încercat să se ducă pe online și astfel și-au făcut magazine online, s-au adaptat rapid. De fapt, online a fost o soluție și pentru noi și pentru crame. Majoritatea nu aveau pregătită partea asta. Unii ai nevoie de tehnologie, ai nevoie de imagine, ai nevoie de idei și eu cred că este viitorul. Astfel că COVID-ul, din COVID-ul partea bună pe lângă sărăcia care ne aduce tuturor și cramelor, vorbind de crame, pentru că timp de două luni să nu vinzi în canalul ăsta de hoteluri, restaurante, de Horeca, este dificil. Cu siguranță toți s-au adaptat și au dat seama prin intermediul online-ului, însemnând Facebook, Instagram, YouTube, că ei pot vinde vin și ba mai nou, eu cred că canalul ăsta se duce foarte mult spre tineri, care tinerii nu merg la degustarea clasică, unde, într-adevăr, ce facem noi nu e chiar o chestie literă de lege. La degustarea clasică, fiecare are același pahar, fiecare are același vin, la aceeași temperatură și atunci, clar că toată lumea are șanse egale. Dar tu acasă, de la tine, eu de la mine de acasă, Celestin din București, dar e oricum și mai comod să privim partea frumoasă a lucrurilor. Da, și pentru oricine vrea să bea un vin pe care l-am văzut noi într-o seară și am povestit despre el, e clar, te duci foarte simplu pe canalul de YouTube Vinpresi și vezi acolo ce înseamnă cantina XY din Italia pe care am făcut noi aseară. Vezi și tu ce am vorbit noi despre el și dacă merită și ce preț are și unde îl găsim și cum îl găsim, încercând astfel să ajutăm și cramele care ne-au sponsorizat cu vinuri. Spuneai în fiecare că s-au adaptat din mers cramele la toată această situație și vreau să te întreb dacă proporțional, pentru că tu lucrezi pentru o cramă, vreau să te întreb dacă proporțional vânzările s-au apropiat cât de cât de cele care erau înainte de criză. Nici pe departe. Deci este o lovitură clar financiară. Nu știu cu ce să o comparăm, cu 2008, nu cred, nici cu marele crac din 30 și ceva, dar cu siguranță este o lovitură grea, să spunem 30-20%, unii care vindeau doar Horeca, unele crame pe care am avut și noi, vindeau doar pe canalul Horeca pentru că făceau, fiind crame mici și de nișă, aveau doar canalul Horeca, neavând asigurat și ocupat raftul în retail-ul mare. Aici vorbim de retail-ul mare, da, nu de micul retail de cartier, vorbim de marile ranțuri de supermarketuri. Neavând de la acolo vinul, ei până și-au făcut online-ul, până și-au reorganizat, deja au pierdut o perioadă de timp. Ne mai vorbim de faptul că nu aveau experiență în vânzările online-uri. Aici îți trebuie om de marketing care să se priceapă în acest domeniu. Nu e chiar la îndemâna oricui. Una e să faci vânzări online de 10 ani sau de 20 de ani, alta e să te apuci odată cu începerea crizei, să dureze ceva timp până înveți pașii, primii 2-3 pași și apoi să faci practic vânzarea. Absolut. Nu e la îndemână. Luăm o scurtă pauză și revenim cu acest subiect.